Stimați telespectatori, ne-am reîntors din pauza de publicitate și pentru că vocea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, am să le citesc și invitațiilor din această seară una dintre întrebările foarte interesante pe care dumneavoastră ne-ați trimis-o. De ce învățământul tehnic nu mai este atât de căutat cum era înainte și care ar putea fi plusurile și minusurile acestui învățământ, dacă există plusuri și minusuri în școala dumneavoastră, în bunătățiri. Încercăm să realizăm și noi o analiză SWOT, să vedem un pic. Doamna directora UCA. Da. De ce nu se este căutat acest învățământ tehnologic? Eu zic că este o reminescență a perioadei postcomuniste în care clasa muncitoare a spus gata, nu mai e nevoie de ea. S-a pus accent extraordinar de mult pe învățământul teoretic, care nu e rău. Dar vedeți că acum am ajuns în situația în care nu există muncitori. Nu există forță de muncă calificată în niciun domeniu. De ce? Pentru că nu s-au mai pregătit. N-au existat acest interes și atunci nu s-au mai pregătit, au mers spre învățământul teoretic, de unde cei care sunt buni și sunt foarte mulți copii buni, au răzbit și au mers mai departe, iar cei care ar fi putut să învețe o calificare, să învețe o meserie, au rămas pe nicăieri, fiindcă învățământul teoretic, dacă nu mergi spre studii universitare, nu ți oferă altceva. În schimb, învățământul tehnic îți oferă o meserie. Da, îți oferă o meserie și cu ea poți să faci foarte multe lucruri. Eu le spuneam copiilor noștri de la învățământul profesional că mecanicul auto este medicul mașinii și un medic și un profesor universitar își va scoate totdeauna pălăria în fața unui mecanic auto bun care a știut să-i găsească defectul la mașină și să-i o repare. Și ce greu se găsesc în zilele de azi. Foarte, foarte greu. Dar oare, eu aș mai reformula această întrebare a telespectatorului nostru, oare și din lipsa de interes și lipsa de încredere și în același motivația părinților? Cu siguranță. Părinții nu sunt motivați să-și îndrepte copiii spre învățământul tehnologic, nu sunt interesați și, ba mai mult, din păcate, se întâmplă să avem și informații în care în învățământul gimnazial copiii nu sunt îndrumați spre învățământul tehnologic. De aceea spun eu că și consilierea aceasta care există la nivel de școli gimnaziale are anumite carențe, pentru că nu sunt consiliați cu adevărat să vadă, să fie orientați spre ce sunt ei buni, de fapt. Că ei toți au ceva în ei, pot să devină un mecanic auto, un veterinar, în agricultură, în domeniul textilelor, pot lucra și e frumos să lucrez. Dar, din păcate, la noi nu mai există cultul muncii. Domnule director, aceeași întrebare. Plusuri, minusuri? Dar, din păcate, învățământul tehnologic este disconsiderat. Prea mult se spune că liceele tehnologice sunt școli slabe. Poate și acesta este motivul pentru care părinții nu își îndrumă copiii să vină la liceele tehnologice. Este total fals. Deci dacă este un liceu tehnologic și are ofertă educațională pentru elevi, nu înseamnă că este o școală slabă. Sunt multe oportunități, șanse ca elevii să învețe meserii în domeniul transporturilor, mecanicii auto. Și acum mă voi referi la liceul nostru, Liceul Tehnologic Aurel Persu. Suntem o școală tradițională în pregătirea elevilor în meseria de mecanic auto, conducător auto. Avem și școală de maestri, învățământ post-liceal care se adresează adulților, respectiv absolvenților de liceu, care pot să urmeze specializările tehnician în transportul intern și internațional, precum și școală de maestru electromecanic auto. Și mai sunt aceste meserii căutate? Sunt chiar foarte căutate, avem foarte mulți doritori să se înscrie la aceste clase. Sunt meserii de viitor, meserii prin care poți să câștigi bani foarte bine, dacă ești meseriaș, cunoști acest aspect, mașinile să le analizezi, să le studiezi, să desfaci motorul, să...
Chiar și telespectatorii îmi semnalează faptul cât de greu îți găsești, să punctăm faptul cât de greu îți găsești în ziua de azi un meseriaș, un maestru care să se priceapă. Pentru că nefiind mulți pe piață, toți care sunt cooptați în diverse joburi. De exemplu, mi-amintesc și eu acum, facem așa o paranteză, acum câțiva ani când mi-am renovat apartamentul, știu că domnul respectiv era cooptat în mai multe locuri. Cred că am stat cu casa în șantier undeva vreo 3 săptămâni să-l aștept, că era și acolo și acolo. Pentru că nu sunt tinerii, nu se mai îndreaptă. Din păcate și telespectatorii ne urmăresc și chiar ne și trimit mesaje. Au ajuns să fie aceste meserii, din păcate, stigmatizate, pentru că vrem altceva, vrem teoretic, nu mai iubim meseriile, nu mai vrem să facem, deși știu că sunteți foarte susținuți și proiecte, și direcția de școli, și inspectoratul, toată lumea susține aceste demersuri și nu numai, alte societăți, dar din păcate, trebuie să facem ceva să... Din momentul în care ei nu sunt încurajați să muncească, nici nu sunt interesați să muncească. Și cum spunea doamna director Blaga, dacă ar veni în aceste școli, ar fi surprinși ce profesori dăruiți găsesc și câtă căldură și față de ei, și înțelegere față de ei. Și empatie. Acum, eu lucrând în învățământ, știu că toți profesorii vin cu o anumită dăruire, nu-i așa, doamna director? Da. Nu știu cât din informațiile transmise de noi prin campaniile astea de promovare pe care le susținem de 2 ani, chiar și în pandemie, ajung la părinți. Cred că va dura foarte mult până să schimbăm mentalitățile ale părinților. Informațiile astea ajung cu greu chiar și la colegii noștri, care nu îi îndrumă către un liceu tehnologic. Haideți să punctăm, colegii din clasele gimnaziale. Și e foarte bine că ne și urmăresc. Da. Din potrivă, îi amenință cu liceele tehnologice. Și deci dacă nu înveți, nu se pare corect. Dacă nu înveți, ajungi la Perșu, și Incai, exact. Săvulescu, Agricol, cum îl știm noi. Da. Noi am organizat și de Ziua Națională a Meseriilor foarte multe activități. În 2 zile le-am desfășurat, în care am invitat școli gimnaziale împreună cu profesorii. Și m-am bucurat că totuși cei care s-au prezentat, care au răspuns afirmativ, au rămas impresionați. De școală, în primul rând, dar și de toate activitățile pe care le-am proiectat în zilele respective. Da, și știu că au fost activități... Sper să-și fi schimbat cât puțin modul de a... Optica față de învățământ. Exact. Și dacă tot am amintit de aceste avantaje, că vedeți, oferiți foarte multe avantaje, plusuri, haideți să punctăm puțin și să vorbim puțin despre oferta educațională. Și data trecută, săptămâna trecută, am avut 3 domni directori, ne-au prezentat oferta educațională. La cererea publicului, astăzi am venit din nou în fața telespectatorilor cu alte licee, tot așa, cu oferte educaționale foarte bune și foarte atrăgătoare. De ce nu? Da. Doamna director, din nou, cuvântul aveți? Da. Dar vreau să vă spun că în clipa asta la Liceul Tehnologic Gheorghe Șinca învață undeva către aproape 1000 de elevi în mai multe forme de școlarizare, adică învățământ profesional, învățământ liceal, învățământ post-liceal și de maestri. La ceea ce oferim noi pentru anul acesta, clasa noua, este organizatorul banqueting de care vă spuneam mai înainte, tehnicianul electrician electronist auto, tehnicianul în transporturi, ambele, toate aceste 3 calificări cu predare și în limba română și în limba maghiară. La învățământul seral avem tot așa și la nivelul clasei a 9-a, încercăm să formăm o clasă, și clasa a 11-a după învățământul profesional pe tehnician proiectant CAD. Un profil care știu că se studiază și la UMFST. Da, exact. Știu foști absolvenți, dacă îi putem numi așa, care au avut mult de câștigat pentru că au urmat cursurile dumneavoastră, s-au dus la facultate, la fel ca și în cazul dumneavoastră. Avem absolvenți de Șincai care au învățat apoi la UMFST în aripa tehnologică, la inginerie. Și avem, mă mândresc cu câțiva elevi, 2 mai exact, care în prezent, deși nu au absolvit o facultate,
cu partea de proiectare care au învățat-o, deci tehnician proiectant CAD, lucrează în prezent în Italia la una dintre cele mai renumite firme de mașini căutate de toți tinerii. Deci, vă dați seama, și... acum ca o înghicitoare cu toții, da, ne-am dat seama și acum, da, ar fi și întrebarea, și are și ceva roșu sigla? Da, da. Și sunt acolo amândoi, lucrează în proiectare, în desenare, sunt proiectanți și am avut bucuria să mă apeleze cineva din conducerea firmei respective să ne mulțumească pentru felul în care am pregătit acești elevi. Asta pe această calificare. Deci e păcat să nu încerci să vii, mai ales că în proiectare CAD nu sunt programe de informatică. Și cred că ce bine v-ați simțit în momentul în care un fost elev. Deci mi-a crescut inima. Da. Vă dați seama că e bucuria noastră când auzim că elevii absolvenți de-ai noștri sunt apreciați și de firme mici și de firme mari. Și să știți că mi-a plăcut foarte mult că ați punctat chiar pe la începutul emisiunii și după o să le dau și domnilor director cuvântul, mi-a plăcut acel profil, acea specializare interesantă pe care o aveți și este singura din județul Mureș. Da, și fetele sunt, și fete și băieți sunt interesate de această calificare, de aceea invit și pe cei mici absolvenții clasei a 8-a să vină să încerce, pentru că nu găsesc această calificare altundeva decât la noi. Învață foarte multe lucruri din domeniul serviciilor, cu siguranță o să le placă dacă vor dori să vină, mai ales că există și pe partea de electronică auto o foarte bună dotare. Cum am mai menționat, e unul dintre, cred că nu sunt în școală, în țară, mai mult de 2-3 laboratoare astfel dotate, a fost dotat prin intermediul primăriei Târgu Mureș, dar sunt niște aparaturi de ultimă generație. Deci au ce să învețe, au pe ce să învețe, există posibilitatea să facă școala de șoferi. Din decembrie 2021 avem două mașini noi nouțe, Opel Corsa, pe care ei învață să conducă pe lângă cele care le-am mai avut. Dar și știu că, dacă bine mi-amintesc, știți, domnul director, când am fost și la dumneavoastră, cred că și la dumneavoastră, doamna director, este același lucru, dacă elevii optează pentru acea specializare. Dar toate calificările în domeniul auto, transporturi, electronist auto, mecanic auto, pe partea de învățământ post-liceal, diagnosticare auto, electromecanic auto, toți au un planul de școlarizare, școala de șofer. Și sunt gratuite? Sunt gratuite, își plătesc doar analizele medicale. Vă dați seama câte avantaje? E foarte avantajos. Da. Este unul din naturile școlii și mi-a plăcut să cred că nu doar pentru asta vin, dar e un atu. Este un atu. Este pentru că ziua de azi și părinții mai calculează, bugetul, vedeți cum este, din păcate ne confruntăm și cu o situație mai puțin plăcută. Și cei care nu sunt înscriși la aceste forme de școlarizare, ci la celelalte calificări, pot urma școala de șofer la noi la un preț, cred că e mai mult decât jumate decât la o școală privată. Uitați, asta nu știam. Este o noutate. E bine și că ați venit chiar astăzi. Mulți elevi, clasa 11-a, 12-a, care își depun cereri și fac școala de șoferi la noi. Și pentru celelalte categorii? Pentru celelalte categorii, doar ne referim la categoria B, mă gândesc că la asta v-ați referi, sau la alte categorii de calificări. Cred că la dumneavoastră erau alte. Da, ca să nu încurcăm. Că nu mai sunt, nu mai avem posibilitatea. Dar nu e nicio problemă, că facem trecerea și auzim de la domnul director. Ne vorbește domnul director mai mult. Într-adevăr, mai de mult avea posibilitatea să faci și la 18 ani conducere pe camion, însă acum nu se mai poate legislația. Ei nici când termină învățământul post-liceal, mulți nu au 21 de ani, de aceea noi am și renunțat. Și s-au schimbat unele. Noi am renunțat la autorizarea pentru categoria C, că nu era practică. Domnule director, pe doamna director o să las după publicitate, că știu că are mai mult de vorbit și dânsa, și după pauza de publicitate ne dezvăluie și mai multe lucruri. Da. Spuneți-ne puțin, ne-ați vorbit despre
avantajele, oferta educațională. Știți că și am mai avut o emisiune în care mi-ați fost invitat și ați fost și cu un elev de la dumneavoastră și era foarte încântat pentru că băiatul respectiv a absolvit cursurile școlii profesionale, apoi cursurile, dacă nu mă înșel, maestru? Da, exact, da, da. Și în momentul de față este student la UMFST aici în Târgu Mureș și, bineînțeles, ne-a împărtășit faptul că toate cunoștințele pe care le-a dobândit în cadrul Liceului Tehnologic Aurel Persu i-au fost temenice, l-au ajutat să fie ceea ce este astăzi. Un viitor inginer. Da. Într-adevăr, ceea ce le doresc eu să le spun părinților în acest moment este faptul că își pot trimite cu încredere elevii la Liceul Tehnologic Aurel Persu, alte licee tehnologice, pentru că învățământul tehnologic îți dă posibilitatea să urmezi și o facultate. Deci nu trebuie să te plafonezi la un anumit nivel. Și orice facultate. Și orice facultate. De exemplu, și eu am terminat liceul mecanic auto și am urmat facultatea de geografie istorie, am devenit cadru didactic. Și aveți un hobby, poate, în timpul liber, în momentul în care aveți o problemă, sunteți, cum a zis și doamna director, sunteți medicul mașinii. Știți unele chestii. Deci în momentul în care vă duceți la un mecanic auto, dumneavoastră cam știți cu ce se confruntă mașina. Sigur. Da, dar totuși să știți că m-aș mai reîntoarce și la dumneavoastră după o scurtă pauză de publicitate, pentru că știu că ambii mai aveți multe de împărtășit. Revenim în scurt timp. Dacă aveți mesaje, sugestii, nu uitați să ne le trimiteți pe pagina afișată de Facebook sau, bineînțeles, la numărul de telefon afișat pe ecran. Revenim în scurt timp.